Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sofia Obadă și vă invit la Jurnalul Săptămânii. Se apropie alegerile locale, iar consilierii municipali pleacă din funcții cu mai multe case, mașini și venituri de sute de mii de lei. Colegii mei au examinat declarațiile de avere pentru anul trecut, iar astăzi vă arătăm ce avere au raportat consilierul PLD Ruslan Verbițchi și consilierul PSRM Alexandru Bondarenco. Ruslan Verbițchi este consilier din 2019. Atunci, potrivit declarației de avere, Verbițchi a înregistrat venituri de 20.699 de lei. Bunurile pe care le avea în proprietate erau evaluate la 2.173.800 de lei. Printre acestea, 3 apartamente, un spațiu comercial și 2 autoturisme. În ultimul an de mandat, veniturile lui Verbițchi au ajuns la peste 300.000 de lei. Consilierul PLDM a primit o indemnizație de 203.280 de lei de la Primăria Chișinău. De la societatea pe acțiune Delitate a ridicat un salariu de aproape 33.000 de lei, un salariu de peste 2.000 de lei de la un SRL și o indemnizație din România de 11.000 de lei românești. Soția lui Ruslan Verbițchi a declarat un salariu de 20.576 de lei la aceeași companie unde este angajat soțul. Consilierul are în proprietate 3 apartamente și un spațiu comercial care valorează în total peste 2 milioane de lei. În anii 2022-2023, Ruslan Verbițchi a primit prin donație mai multe bunuri. Este vorba despre 3 terenuri agricole care sunt evaluate în total la 31.000 de lei, un extravilan evaluat la peste 4.000 de lei și un intravilan de 43.680 de lei. Verbițchi are 2 autoturisme, Dacia Logan din 2012 care costă 37.000 de lei și un BMW din 2004 evaluat la 42.500 de lei. Iar socialistul Alexandru Bondarenco și-a depus prima declarație de avere în calitate de consilier municipal în 2020. Atunci Bondarenco a declarat un venit de 239.000 de lei, iar averea acestuia era evaluată la 316.000 de lei. Printre acestea, un apartament, o casă și un alt imobil. Consilierul PSRM a mai declarat 2 credite, ambele câte 100.000 de lei. La capitolul bunuri imobile, Bondarenco a indicat un Volkswagen din 1998 dobândit în 2017 cu 21.000 de lei. Potrivit declarației de avere depusă în 2022, veniturile lui Bondarenco au crescut aproape 400.000 de lei. De la locul de muncă de bază, el a indicat un salariu de 60.591 de lei, un alt salariu de 86.000 de lei și altul de 81.000 de lei le-a ridicat de la 2 societăți pe acțiuni. De la Primăria Chișinău a primit o indemnizație de 168.300 de lei. În 2022, averea lui Bondarenco a ajuns să valoreze mai puțin, doar 241.000 de lei. Consilierul a indicat o casă de 45 de metri pătrați primită ca moștenire în 2018 și care valorează doar 5.000 de dolari. În 2022, Alexandru Bondarenco a dobândit un apartament de 31 de metri pătrați, a cărui valoare ar fi de doar 3.000 de lei. Pe piață, un astfel de bun costă mult peste 300.000 de lei. Al treilea imobil pe care îl are în proprietate are o suprafață de 39 de metri pătrați și a fost procurat în 2019 cu 106.000 de lei. Consilierul PSRM declară același autoturism produs în 1998. Din cele 2 credite de 100.000 de lei, fiecare contractate în 2020, Bondarenco a rămas doar cu unul. Autonomia găgăuză va trebui să le restituie agenților săi economici din propriul buget, nu din cel public, impozitele și taxele. Amendamentul respectiv al codului fiscal a fost votat de majoritatea parlamentară. Modificarea legislativă va contribui la respectarea principiului echității fiscale între diferitele unități teritoriale, susțin autorii proiectului de lege. Avem acum o situație în care, spre deosebire de alte raioane și regiuni din țară, bugetul autonomiei încasează acest TVA, iar returnările se fac din contul bugetului de stat. Deci autonomia urmează să returneze către agenții economici eligibili acest TVA, în limita încăsărilor, desigur, disponibile de pe taxa pe valoare adăugată, iar ceea ce va fi suma neacoperită pentru restituire se va compensa prin transferuri de la bugetul de stat.
Potrivit deputatului, analiza situației a evidențiat o creștere constantă a sumelor de TVA restituite din bugetul de stat către autonomia găgăuză, cu un total de peste 640 de milioane de lei rambursate în ultimii 5 ani. Urmarea acestei modificări legislative, se anticipează economii la bugetul național de aproape 500 de milioane de lei în următorii 5 ani, bani care vor putea fi folosiți în toată țara, nu doar într-o singură unitate administrativ-teritorială. După votarea acestui amendament în prima lectură, aleșii adunării generale de la Comrat au declarat că noua prevedere va crește semnificativ povara asupra bugetului autonomiei și va duce la o reducere a cheltuielilor sociale. Trei persoane cu funcții de răspundere au fost sancționate cu mustrare aspră în cazul păcurii îngropate la termoelectrică. Aceștia au fost lipsiți pentru o anumită perioadă și de adaosurile de stimulare pe care le primeau anterior la salariu. Am spus că au fost determinate trei persoane, deci au fost sancționate prin mustrări aspre și cu lipsirea adaosului cu caracter de stimulare pentru o perioadă anumită acum. Directorul tehnic, directorul CET și șeful serviciu combustibil. Careva din persoanele respective se regăsesc în lista persoanelor preavizate. Iurie Rozlovan a mai precizat că păcura respectivă a fost strânsă conform prescripției Agenției de Mediu și depozitată pe o platformă securizată în SACI. Rezultatele anchetei interne au arătat că scurgerea de păcură de la termoelectrica a avut loc în noaptea de 7-8 noiembrie 2022 din cauza unei fisuri la o conductă cu abur. În urma incidentului s-au scurs până la 200 de kilograme de păcură. Întreprinderea termoelectrică a fost amendată cu aproape 20.000 de lei pentru prejudiciul cauzat resurselor de sol. Scandalul cu scurgerea de păcură de la termoelectrică a început în iulie curent, când liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, a prezentat imagini video cu păcura care ar fi fost îngropată. Fosta administrație a termoelectrică a respins acuzațiile, afirmând că din momentul procurării păcurii în 2022 nu au avut loc deversări, îngropări sau avarii în procesul de recepționare, stocare și utilizare a păcurii. Fostul director al întreprinderii, Vasile Leu, și-a dat demisia la sfârșitul lunii iulie curent. Anterior, Procuratura Municipiului Chișinău a anunțat că s-a autosesizat pe faptul pretinselor acțiuni ilicite de îngropare a păcurii pe teritoriul unei centrale electrice de termoficare. Chișinăul, transformat de mai mult timp într-un șantier, este și baza unor experimente. Pe strada 31 August a fost aplicat un nou marcaj rutier pentru a delimita două benzi. Mașinile vor putea circula pe una, iar cealaltă va fi destinată transportului alternativ. Unii șoferi, mai ales cei de pe ambulanță, au obiecții. Aceștia spun că problemele sunt inevitabile. După finalizarea lucrărilor, strada 31 August va deveni coridor verde, schimbându-și categoria din stradă de importanță raională în stradă de importanță locală. Circulația automobilelor va fi posibilă pe o singură bandă, cealaltă fiind destinată transportului alternativ. Unii șoferi salută schimbarea, alții nu. E un pic incomod, probabil, pentru ambulanță, pentru poliție sau pentru pompieri, ar fi complicat. Oamenii stresați știind că din urmă are ambulanță, dar el n-are unde să ferim. N-are unde să ferim. Au pus stâlcii și aia prin părți, în loc să mai taie puțin din trotuară, să facă câte un loc de parcare. Stă mai mult în trafic, bineînțeles că... Doar nu avem nici noi aripi să trecem pe deasupra lor. O reparație e bună, dar pentru bicicliștii nu circulă aici. N-are niciun rost. Atunci, oricum, se circula pe o singură bandă. Fiindcă erau parcate, erau mașinile pe partea dreaptă și pe partea stângă. Și oricum se circula pe o singură bandă. Este o bandă, dar e liberă. Aici e așa de mare pentru bicicliști. Aici așa e abutiaj când mergi de ambulanță. Teoria lui Cioban.
ceva nou. Cu părere de rău, dar nimic nu ne mai miră. Consider decizia una absolut inoportună în contextul planificării generale a străzii care a fost amplasată și consider că trebuie reproiectată. L-am sunat pe șeful Direcției Mobilitate Urbană, Vitalie Mihalache, și pe adjunctul acestuia, Dumitru Ceban, în speranța că vom obține explicațiile de rigoare privind instalarea pilonilor pentru delimitarea benzilor, dar niciunul nu a răspuns la apel. Iar la Durlești este scandal din cauza unei construcții nemijlocite apropiere de casele oamenilor. Un dezvoltator vrea să ridice 5 blocuri multietajate, dar localnicii cred că lucrările sunt efectuate ilegal. Ei cer de la autorități actele pentru șantier. Demersul este în proces de examinare, afirmă reprezentanții primăriei Durlești. Noi credeam la început că va fi un parc, o clădire, adică nu prea mare, două, trei etaje, niște blocuri, poate niște duplexuri, dar prin acolo am aflat că se construiesc o clădire cu 5 clădiri cu 15 etaje. În primul rând, infrastructura nu corespunde. Apa, canalizarea, gaz, e foarte interesant de unde o să iei și unde o să conecteze. Am vrea să fie tot legal, adică am vrea să fie tot după condițiile legii, dacă într-adevăr nu este posibil sau nu este locul prevăzut pentru așa ceva, noi nu suntem de acord, pentru că, vedeți, ați văzut ce se întâmplă, e infernal, e, în primul rând e greu de ieșit, e, într-al doilea rând e praf, e mizerie și nimai vorbind, încă nu am început a construi așa un bloc de 5.000 de oameni, păi vă dați seama ce o să fie. Trimestrul 4-2023, noi am pășit abia de duminică, dar dacă trecem după gard și vedem cotlovanul care deja este săpat, vă dovedește faptul că nu e lucru de o zi sau două. Eu cred că nu s-a ținut cont și la dreptul de vecinătate. Eu, găsindu-mă pe prima linie, îmi este intimitată și chiar și umbrită casa. Aici sunt căs particulare, adică cu un etaj, două, ei vor să facă 15 etaje, care să ne intimideze și a să blocheze și traficul, deși strada de mod e cu două benzi. Putem să vorbim despre legalitate sau ilegalitate doar în momentul în care nu vor fi prezentate informațiile. Oamenii cred că apariția unor blocuri multietajate le va afecta modul de viață și insistă pe dovada legalității acestui șantier. Cerem conform legislației, conform actelor normative în vigoare, să se prezinte un pachet de documente. Dacă într-adevăr acolo tot normal, toate actele s-au respectat toate cerințele, toate căile legale. Aici pământul a fost loturi pomicului. Cum a fost schimbată destinația la loturile astea pomicului? Cum s-au dat certificat de urbanism? Am mers la primăria Durlești pentru o reacție. Anticamera ne-a declarat că primarul Eleonora Șaran este suspendată din funcție pe perioada electorală. Nu l-am găsit nici pe viceprimarul Mihai Enache. În schimb, am discutat cu specialistul în urbanism și amenajarea teritoriului. Acesta zice că cererea localnicilor este în proces de examinare. Din câte cunosc, cererea adresată pervenită în adresa primăriei este în proces de examinare de către executorul nemijlocit a actelor permisive. Reprezentanții companiei de construcție spun că lucrările se fac absolut legal. Complexul respectiv a fost prevăzut de planul urbanistic general și de detaliu, adoptat de Consiliul Orașului Durești încă în 2009. Noi am mai chestionat terenul când era deja prevăzut pentru construcție, deoarece punem accent pe corectitudine în tot ceea ce facem. Avem toate documentele necesare în regulă. Informația pe care o vom prezenta proprietarii care s-au la distanță destul de mare de construcții nu sunt adevărate. Sunt niște false. Potrivit informației afișate pe panoul șantierului, lucrările ar urma să fie terminate până în 2028. Trebuie să luptăm împreună împotriva dezinformării și propagandei Rusiei, este mesajul președintelui Maia Sandu, exprimat la cel de-al treilea summit al comunității politice europene ținut la Granada, un oraș din sudul Spaniei. Reuniunea a fost marcată de absențele notabile ale Turciei și Azerbaijanului, care au sărit peste summit pe măsură ce tensiunile cresc în legătură cu Karabah.
Reuniunea de la Granada se axează pe actualele provocări cu care se confruntă Europa, dar și pe cele care ar putea apărea în viitor. Într-un interviu pentru Jurnal TV, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că se cere un efort comun în fața amestecului Rusiei. Ca să luptăm împotriva celor care sunt folosiți de Rusia ca să submineze democrațiile și statele noastre, avem alegeri în Republica Moldova în noiembrie. Alte state din regiune au alegeri și se confruntă cu aceeași problemă, interferența Rusiei în afacerile noastre interne. Un discurs la sesiunea plenară inaugurală a celui de-al treilea summit al Comunității Politice Europene a ținut președintele Ucrainei. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, unitatea Europei trebuie să funcționeze la maximum pentru ca în viitor să nu fie niciun război. Zelensky afirmă că Rusia analizează în prezent diverse scenarii pentru următorii ani. Unul dintre acestea este deosebit de periculos, spune Zelensky. If there is some pause in their aggression against Ukraine, any freezing of the situation, there will be a new critical moment. 2028. If Russia is allowed to adapt now, by the 2028, the Kremlin will be able to restore the military potential that we destroyed, and it will have enough strength to attack the countries in focus of Russian expansion. And in addition to Ukraine, these are definitely the Baltic states and definitely other countries where Russian contingents are present. This is clear information from our intelligence, and we are signaling it directly to you. Trebuie să câștigăm în Ucraina pentru ca Putin să nu poată extinde această agresiune, a conchis Volodymyr Zelensky. Dacă disensiunile politice de la Washington subminează sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina, Europa nu va putea umple golul, a declarat în context șeful Uniunii Europene pentru Politică Externă, Josep Borrell. Ukraine needs the support of the European Union, which is sure they will have it and we will increase it. But also the support of the US. My hope, the hope of the Ukrainians, and I think that everybody that doesn't want Putin winning this war is to look for the ways for the US to retake this issue and continue supporting Ukraine. Președintele american Joe Biden i-a asigurat marți pe aliații occidentali că Statele Unite vor rămâne alături de Ucraina, chiar dacă republicanii au împiedicat temporar finanțarea țării invadate de Rusia lui Putin. Casa Albă a avertizat că ajutorul s-ar putea epuiza în câteva luni dacă republicanii din Congres nu vor adopta acordarea de noi fonduri pentru Ucraina. Reuniunea din Granada este la a treia ediție, cel din urmă summit similar s-a desfășurat în iunie curent în Republica Moldova. Mâine va avea loc o reuniune informală la care vor participa liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Principalele chestiuni care vor fi abordate sunt autonomia strategică deschisă și pregătirea Uniunii Europene pentru următoarea extindere. Așa cum și-a dorit, scriitorul Ion Druță a fost înmormântat la Soroca, până a fi dus la locul de veci, conform testamentului. Sicriul cu corpul neînsuflețit al scriitorului a fost depus la Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău. Ion Druță a fost o personalitate complexă, un scriitor cu caracter și principii, afirmă cei care i-au citit opera. Acest creator trece în umbra monumentului său. Rămâne opera ca o metamioriță cu toată creația sa. De la frunze de dor, prin clopotnița, prin casa mare, prin păsările tinereții noastre, prin povara bunătății noastre, prin sfânta sfintelor. Clipa cea repede ce ni s-a dat s-a consumat, dar rămâne opera. Acesta este gândul care vine acum să ne consoleze și să șteargă literaturii române și întregii Basarabii lacrima. Ion Druță a știut ca nimeni altul să așeze în tiparele scrisului artistic sufletul nostru al basarabenilor,
dar și al bucovinenilor. Ion Druț a fost o personalitate complexă, un scriitor cu caracter și principii. A fost un autor admirat de marele public cititor și spectator. Dar, adeseori, a fost și contestat. Opera sa și în mare măsură destinul său sunt emblematici pentru noi. Pentru noi, românii basarabeni, cei care am fost prinși între cele două râuri, Prut și Nistru. Sicriul cu trupul neînsuflețit al scriitorului a fost dus apoi la Soroca. Ion Druț a fost înmormântat într-o poieniță aproape de lumânarea recunoștinței, așa cum a fost scris în testament. Un ultim omagiu a venit să-i aducă o mulțime de localnici. Este unul din scriitorii care niciodată n-a uitat că la Soroca bate inima lui Ștefan cel Mare, că este cetatea, că peste noi sorocenii a coborât miruirea, chiar bunul Dumnezeu. Ion Druț este cel care ne-a lăsat o operă irepetabilă, pentru că ea curge ca apa cristalină pe undele unui izvor care se numește viață. Viața este nemurire, iar el a plecat în nemurirea veșnică. Ne-a lăsat opera care cred că va rămâne și va dăinuie în timp, pentru că eu zic că este un titan al literaturii române. Îi mulțumesc maestrului pentru că l-am îndrăgit citindu-i primele pagini fiind clasa a șaptea. Am citit toată opera din scoarță în scoarță. M-am îndrăgostit de scriitor cu Povara bunătății noastre, Clopotnița, ulterior a urmat Frunze de dor. Regizorul Alexandru Cozub ne-a spus că va contribui la menținerea vieții literare a lui Ion Druță pe scena teatrală. La sigur că piesele lui, opera lui va rămâne după noi mulți, mulți ani, atâta timp cât va exista acest crediu, acest pământ. Ion Druță s-a născut pe 3 septembrie 1928 în comuna Horodiște, județul Soroca. În 1953 apare primul volum de schițe și nuvele intitulat La noi în sat. În 1969 Ion Druță se mută la Moscova, continuându-și activitatea literară în limba rusă. Scriitorul a murit pe 28 septembrie la Moscova. În contextul Zilei Educației, sărbătorită în această săptămână, vă prezentăm povestea unui dascăl aflat la pensie de vreo 13 ani, dar care nu poate renunța la cea mai mare pasiune a sa. Plăcerea de a învăța pe copii pare a fi nesecată. Feodora Micu, învățătoare în clasele primare la Liceul Petre Ștefănucă din Ialoveni, lucrează de peste 5 decenii în școală. E un profesor de vocație, spun cei care o cunosc. Bună ziua! Bună ziua, copii! Luați loc! Avea grijă de cei mici încă din copilărie, fiind cea mai mare dintre surori, în casa părintească din satul Vărvăreu, ca raionul Florești. Mi-am început cariera de pedagogică în anul 1968. Am simțit întotdeauna dragostea față de copii. Am considerat întotdeauna că copilul este ca o făclie care trebuie aprinsă. Mi-am asumat responsabilitate de a acorda atenție și sprijin tuturor elevilor. Acum este învățător în clasa a doua cu 35 de elevi, cărora le spune zilnic ce este bine și ce este rău. Este interesant, ea ne învață mai multe lucruri, cum să ne purtăm, cum să învățăm mai multe probleme, să scriem frumos. Mă stăruiesc să includ în comunicările cu ei așa valori, bunătatea, răbdarea, cunsecădenia, prietenia. Pe parcursul vieții n-am avut clase cu număr mic de copii. Am avut și clase cu 42 de copii în clasă. La orele 7 de acum sunt la școală. Eu îi întâmpin pe copii. Le zâmbesc, le ridic dispoziția. Nu-i mi-închipui ca la un moment dat să zic gata, până aici și să plec să mă odihnesc. Este un profesor adevărat, spune directorul liceului din Ialoveni. Este un profesor apreciat de-a lungul anilor și de-a lungul timpului. Este cea care deține și titlul de lucrător emerit a învățământului public de altă dată. Este cel care și-a dedicat întreaga viață și întreaga activitate educației tinerii generații.
Ziua Mondială a Educației a fost sărbătorită și la creșa grădiniță numărul 20 din Chișinău. Educatorii au organizat un concert cu participarea piciilor, iar sărbătoarea a fost completată cu o expoziție prilejuită de celebrarea Toamnei de Aur. Totodată, copiii au participat la o paradă a costumelor realizate din materiale reciclabile. Încadrat, așa zise, 3-in-1 și Toamna de Aur și astăzi, ca ziua profesională a învățământului, a educatorului, a pedagogului și totodată facem și o mică prezentare a măștilor din materiale reciclabile. Educatorii spun că nu au regretat niciodată că au ales această profesie. Potrivit lor, domeniul didactic este o activitate nobilă care necesită multă pasiune și dedicație. Am primit felicitări de la copiii mei, de la familia mea, am primit felicitări de la părinți, am primit felicitări de la copiii mei pe care îi cresc, deci am o grupă medie, am luat de mici bobocei și am vrut să vă zic că este o sărbătoarea unei profesii nobile, pentru că în profesia aceasta au rămas cei mai dedicați. Activez în instituția 20, deja de 6 ani. Mulțumesc domnului că am venit aici. Este o grădiniță frumoasă, cu oameni buni la suflet, frumoși la chip și tot ce se face, facem pentru copii. Copiii împreună cu părinții lor au pregătit și costume făcute din materiale reciclabile, care au fost prezentate în cadrul unei parade. Administrația grădiniței susține că astfel copiii învață să aibă grijă de mediul înconjurător. Sunt fetiță, garofiță, reprezinta mea rochiță. Zine, Doamne! Dar știi din ce este făcut costumul tău? Da, din pachet. Confecționarea costumelor a pus la încercare ingeniozitatea părinților. Unii ne-au spus că au avut nevoie de cel puțin 2 zile pentru a realiza construcția. Costumul l-am pregătit în 2 zile, în sens că după serviciu de bază, da? Am utilizat cutii de carton, aplicații de imprimat, de a scoate la imprimantă și un fel de chestii de la utilizate în construcții, da? L-am vopsit și l-am adaptat după copilaj. De Ziua Mondială a Educației, educatorii grădiniței s-au ales cu diplome pentru efortul pe care îl depun în fiecare zi. Potrivit unei decizii UNESCO, Ziua Mondială a Educației este sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie, începând cu anul 1994. Ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Stați aproape! În Chișinău activează o școală gratuită de matematică pentru copiii pasionați de cifre. Ideea aparține profesorului Alex Leahu. Dascălul speră că gestul lui va fi o adevărată motivare pentru alții și va atrage atenția tinerilor specialiști. Oricând poți să încerci să faci lucrurile altfel, spune Alex Leahu. Eu când am venit la Chișinău și am lucrat un pic profesor de matematică la un liceu, avem clasă de 7. Unde am simțit pe pielea mea cum copiii cei nu primesc suficient de mult cât ar putea. M-am magnit că e timp ca să oferă ceva anume copiilor ăștia care le place matematica și ar putea să facă un pic mai mult decât o fac. Ideea de a face ore gratuite de matematică o avea de mai mult timp. Inițial voia să formeze o singură clasă de a 5-a cu 20 de copii, dar numărul doritorilor a fost mai mare și învățătorul a decis să facă 3 clase. Cursurile pentru acești copii se desfășoară în fiecare weekend în format offline. Dacă copilul vrea la baie sau să iasă, apel pur și simplu ridică așa cu mâinile. Și el trebuie să prindă privirea mea, că eu l-am văzut, că el m-a anunțat că s-a dus fără să aștepte confirmare. Sau, de exemplu, am predat ceva și eu înțeles, m-am înțeles și dacă înțeles, trebuie să fac așa sau ceva gen dat. Și încerc să îmbin și chestii genul acesta, dar și matematică așa, mai serioasă un pic, pentru că la copiii ăștia nu ai nevoie de metodologie.
Părinții elevilor care participă la orele de matematică de weekend sunt încântați de această oportunitate. E foarte important. Am trecut de la un liceu la altul și trebuie să fac față. Cred că un cerc de matematică ar fi foarte util să prinde dragostea față de acest obiect. Eu cred că o idee binevenită și o idee destul de actuală. Inițiativa este salutabilă și mulțumim domnului Leahu pentru efortul depus, fiindcă dau seama perfect în ziua de astăzi, timpul fiecăruia costă bani și prin faptul că el își acordă timpul său personal pentru dezvoltarea unor copii este laudabil. Alex Leahu ne-a spus că nu are o certitudine cu privire la ce va urma după încheierea primului curs. El consideră că totul depinde de dorința și gradul de implicare a elevilor care vor să învețe. Familia Kobilianski din satul Viișoara, raionul Edineț, este un adevărat exemplu de dragoste, respect și răbdare. Doi oameni sunt împreună de 62 de ani și nu s-au gândit să renunțe unul altul, deși, spun ei, au fost multe neînțelegeri. Tinerii care aleg să se căsătorească acum nu au nicio atitudine serioasă față de această decizie, afirmă soții Kobilianski. M-am căsătorit și m-am luat la armată, am slujit 3 ani zile și am venit tot adânsă și am trăit și avem 2 copii, fetiță și un băiat. El a fost foarte grăsuț, frumos, foarte, 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 cu minte, umanos. Nu s-a bătut, nu s-a sfădit, bat sub gard, n-a dormit. Am petrecut o viață foarte frumoasă. Soții Kobilianski își amintesc cu nostalgie de vremurile când s-au cunoscut. Spun că și-au dorit mult o nuntă mare și frumoasă, însă sărăcia nu le-a permis să-și împlinească visul. Noi nuntă n-am avut. Nuntă n-am avut. Atunci era timp, vremea lui Hrușov. Greu. Greu, atunci pâine să dau. Cu pâine un parțăi, pe săptămână, câte o hrâncuță. În magazin greu. Trebuie. Noi trăiem ghini, dar timpul nu era camul. Am eu un timp frumos. Numai noi de-am n-aveam. De noi n-aveam putere. De certuri nici vorbă. Lina Kobilianski spune că mereu a încercat să evite conflictele. Noi ne-am împăcat foarte bine gălăjii. Nu a fost la poartă, în ogradă, nu? De doamnă, toată lumea așa este. De doamnă, toată tineretul, ei pildă la noi. E o pildă foarte bună și nu vreau să... Înțelegere și ești cum. Da, dar o leacă nu putem duci balonul, nu putem duci sacul, un aer de calixei, hai mai babă. Soții consideră că răbdarea este cel mai prețios lucru într-o căsnicie. Răbdarea, încă o dată spun. Răbdarea și iar răbdarea. Să înțeleagă, să răbde, să nu să dispartă că copilul vrea nilă și de la tată și de la mamă și să și tăți cu grămăjoara. Și dacă s-a însurat, tăți și cu mare atenție. Sperăm ca și totul bine și au pildă să iei de la noi. Vârstnicii din raionul Edineț și-au găsit un loc de refugiu printre cei de seama lor. Au format și un club de interese. Astfel se mențin activi și se bucură de frumusețea anilor pe care i-au trăit. Cum își petrec timpul, vedeți în cele ce urmează. Casa de Cultură din satul Viișoara a devenit un loc de comunicare, de refugiu pentru mai mulți oameni în etate. Singurătatea apasă, ne-au mărturisit aceștia. Mă simt ghinic că vin aici între prieteni, că nu am copii care să iei cu mine aproape. Și dacă am ceva pe suflet, o bucurie sau chiar și o scârbă, am cu cine împărtășă. Eugenia Gure vine aici de mai bine de 5 ani, participă la toate activitățile și nu simte greutatea anilor. Eu am mai spus și o să mai spun, noi nu suntem bătrâni, noi suntem vârstnici. Ajungem la o vârstă oricare, la o perioadă când singurătatea te apasă. Dorești să ieși, să mai comunici cu cineva, ca și ne duci pe noi aici. Oamenii cântă, dansează, pregătesc evenimente culturale. Unele femei își petrec timpul meșteșugărind. Mult.
mulți vor să vină aici, dar de acum știți cum ne-am închegat colectivul nostru, fiecare, nu refuzăm pe nimeni, care vrea, cu mare plăcere primim, și, pentru că fiecare om care vine, el poate ceva din nou, de pe el unul cântă, altul recită frumos poezie, alții dansează, avem un colectiv de dansatori minunat. Am fost la multe mănăstiri care îmi place tare este și facem felurite festivaluri, dansuri. Mai stăm de vorbă, mai glumim, mai și ne trece timpul. Noi organizăm diferite activități foarte variate. Am organizat starturi vesele. Organizăm întâlniri, de exemplu, iată, întâlniri cu refugiații. Ne-am întâlnit cu refugiații, copiii refugiaților și am pregătit împreună cu refugiații diferite bucatele noastre tradiționale. Până a deveni membri ai Clubului Seniorilor, unii participau la activități pe ascuns, ca să nu fie judecați de către săteni. Acum își amintesc de acele momente cu ironie. Să vă spun și eu, acum, mătrilor, veniți mai aproape, veniți mai aproape, că vreau să vă spun și eu, noutate. Cum n-ați mai auzit cândva, nu auzit cei din alte sate să facă babele așa. Mi-a spus ierbier, lui Macari, ce râde doar la zile mari. Mi-a zis așa, cam oțărât, că babele chiar s-o scrântit. Lasă prășitul și să duc ca în tinerețe, drept la club. Și știi cum își zic dumnealor? Clubul Seniorilor. De la început a fost foarte greu să ne organizăm, pentru că exista mentalitatea aceea, că ți-ai trăit traiul, ți-ai mâncat mălaiul și dacă ai ieșit la pensie, gata, stai acasă, ajută la copii, dacă mai poți și absolut nimic. După 6 ani de activitate, oamenii au, în primul rând, seniorii și-au schimbat mentalitatea, au devenit mai deschiși. Clubul Seniorilor din satul Vișoar activează din 2017. Sunt înscriși peste 40 de vârstnici din localitate. Universitatea pentru vârsta a treia are noi studenți, 40 de persoane care au obținut acest statut, afirmă că niciodată nu e târziu să pui mâna pe carte. 33 de oameni în etate din Republica Moldova și 7 din Ucraina speră că vor face față tuturor provocărilor. Aceștia au de trecut cursurile dezvoltarea abilităților digitale și starea de bine și comunicarea între generații predate în limbile română și rusă. Vreau ceva nou, vreau ceva deosebit, adică fiind încă în puteri și dorind să mă îmbunătățesc și cunoștințele și a face ceva pentru societate. Eu sunt mândru și emoționat că particip la acest proiect. O curiozitate. Și să vedem cu ce se soldează această curiozitate mea. Eu am fost tentată doar de tehnologiile digitale, de fapt. Eu cred că se află mult interesant aici. Acum e veacul 21, când este foarte multă informație, foarte multe provocări, evenimente, se întâmplă multe lucruri noi și trebuie de aflat tot și trebuie de învățat toată viața. Dorința de a cunoaște ceva mai mult, chiar sunt pasionată și am timp liber mult și aș fi vrut și mai mult să știu, să învăț. Mergem mai departe. Nu trebuie să dăm mâinile în jos. Persoanele vârstnice vor avea acces la oportunități de educație într-un mediu favorabil. Oamenii vor fi susținuți și motivați să participe activ în viața socială, spune Igor Șarov, rectorul Universității de Stat. La cele 40 de locuri care au fost destinate pentru acest proiect pilot, au fost peste 180 de aplicații. Deci, ideea este interesul sporit pentru acesta. Sper să nu vă dezamăgim nici prin calitatea programelor. Acest program pilot, pentru că este pilot, deja pot să spun că este un succes pentru că am avut un interes mult peste așteptările noastre. Și cu siguranță acum va trebui să ne gândim cum extindem într-un timp cât mai scurt acest proiect minunat. Trebuie să învățăm de zi cu zi,
să ne adaptăm cerințelor noi ale societății. So the University of Third Age is the new concept for Moldova that aims to create more opportunities for older adults to enjoy the range of activities associated with well-being later life. Cei 40 de cursanți au primit și câte un telefon mobil pentru a trece mai cu spor la învățarea noilor tehnologii digitale. Programul pilot se va desfășura până în aprilie 2024 cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, al Ministerului Educației și Cercetării și al Universității de Stat. Domnul Vitalie Bihor. Doamna Mariana Casap. Intervenție complicată la Spitalul Clinic Republican. Chirurgii au îndepărtat cu succes o tumoare de 8 kg, salvând viața unei femei de 69 de ani. Operația, care a durat peste 3 ore, a fost singura opțiune. Pacienta a fost externată și poate continua tratamentul acasă. Pacientul a fost diagnosticat cu o tumoră masivă, deci de circa 40-30 de centimetri în diametru, care era strâns aderată de organele învecinate. Medicii spun că pacienta a încercat să fie operată în alte unități medicale, dar din cauza complexității cazului a fost direcționată la Spitalul Clinic Republican. S-a extras o tumoră de circa 8 kg și din cauza că procesul tumoral era strâns aderat de intestinul subțire, s-a efectuat și o rezecție sectorială de intestin subțire de jejun. Intervenția a fost complicată. Unul dintre cele mai mari obstacole a fost un proces tumoral intraabdominal foarte mare, explică șeful secției anesteziologie. Echipa anesteziologică a realizat o evaluare preanestezică detaliată, care au inclus testele paraclinice și instrumentale, monitorizarea funcțiilor cardiace, pulmonare și renale. A fost efectuată o pregătire preanestezică minuțioasă, precum și o discuție cu pacienta despre riscuri și beneficii. Pacienta a dezvăluit că era internată periodic la Spitalul Raional pentru o patologie renală și a aflat despre tumoare întâmplător. И у меня так живот начал болеть. Прямо не могла дотрогаться с руками. Когда пошли на УЗИ, этот человек испугался. У вас, говорит, опухоль, большой опухоль, говорит. Medicii au constatat o recuperare rapidă în starea de sănătate. Femeia a fost externată și își continuă tratamentul acasă în regim ambulatoriu. Folosește doar hârtie, pânză și multe culori, dar ce iese din mâna meșterului ajunge în colecțiile unor admiratori din Statele Unite, Italia sau Franța. Sergiu Damian, din comuna Domnul Geni, Răunul Florești, face măști de mai bine de 25 de ani, dând viață personajelor artistice. Pe lângă orele de artă plastică, profesorul mai are o ocupație, modelează fluiere pentru copii. Procesul de creare a unei măști este cam dificil, spune meșterul. Cel mai nevoios este schițarea pe foaie, pentru că fiecare detaliu contează. Masca trebuie să exprime o stare, o emoție. În primul rând, fac și schițe multe. Schițele eu le fac pe foaie, le fac și la nivel de minte. Adică mergând pe drum, eu îmi imaginez cum așa, cum nasul, cum ochii, cum privirea trebuie să fie, cum buzele, cum forma feței, cum și... Când găsesc schița modelului, atunci eu încep să fac următoarea etapă, modelarea și încleierea. Sergiu Damian spune că o mască de calitate cere multă răbdare, deoarece fiecare din cele 7 straturi ale unei măști contribuie la cât de practică va fi aceasta. Deci face forma, se modelează forma și se încleie hârtiuță, se face straturi, un strat, două, trei, eu 7 straturi fac. Unul dintre dânsele este pânză, adică între straturi de hârtie eu mai pun un strat de pânză, că ele sunt și mai rezistente. Pe lângă măști, meșterul modelează fluiere pentru copii. Ideea a venit acum 2 ani în timpul pandemiei. Omul și-a dorit să facă ceva util pentru cei mici. Am văzut că copiilor le place anume așa instrument și nu prea meșteri care fac în țară. Și am exersat, m-am antrenat în căutări și am început să le fac asta.
De exemplu, dacă să luăm cel mai simplu, eu le fac în serie. Fac o etapă pe urmă, altă etapă. Așa ceva, dacă să-l iau în general, undeva 10 minute în el, 5-10 minute. Așa model, de exemplu, nu e mai mult. 20 minute, poate, 25, chiar jumătate de oră. Și se modelează, se usucă, se arde. Este un proces care e pietat. Pe viitor, meșterul popular vrea să facă măști pentru copii. Domnilor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a Jurnalului Săptămânii. Nu uitați, dacă vreți să faceți anumite sugestii sau să oferiți informații de interes public, scrieți-ne la adresa de e-mail contact@jurnaltv.md sau pe pagina noastră de Facebook. Sunt Sofia Obadă și, în numele echipei, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend reușit!